Bună oameni buni! Bună seara și actele la control! Stați la locul vostru, am glumit, n-aveți cum să-mi arătați actele pentru că eu sunt în televizor și voi sunteți acasă. Aș putea invers, să vă arăt eu vouă actele, dar ce interes aș avea, nu? Așa că nu o să ne uităm acum nici la talon, nici la carnet, doar să vă zic câteva cuvinte, decât atât cum ar veni. Ce aș vrea eu să vă rog, de fapt, este să îl lăsați în pace pe domnul Bode, că, că ne ia BMW-uri. Cu vechile mașini astea e foarte greu să alergăm după, după infractor și cu astea noi, în schimb, nu doar că îi ajungem din urmă, dar îi și depășim. Și nici nu o să știe ce a trecut pe lângă ei, îi depășim și îi lăsăm într-un nor de praf. Abia așteptăm și noi și toți colegii, deci nu mai putem să suntem nerădători și asta voiam să vă rugăm. Și până la urmă, ce dacă e președintele Iohannis prieten cu băiatul care vinde mașinile astea în România? Adică ce voia să fie dușmani? Păi nu e bine. Să-și bage strâmbe, să se înjure, să se blesteme? Nu e. Lăsați, e bine că sunt prieteni. Pentru că prietenia, prietenia este un lucru bun. Dacă toți oamenii ar fi prieteni între ei, uite că poate n-am mai avea atâtea nenorociri și războaie, că vedeți ce se întâmplă acum. Da, și încă ceva, că sunteți unii care vă luați de domnul Bode cu doctoratul. Da, și sunt unii care vor să pună mâna pe lucrarea lui de doctorat. Și aveți un pic de răbdare, mai așteptați un pic să apară filmul. Păi vă învăț eu? Doamne, deci n-am crezut că o să ajungem aici. Păi pe vremea lui Ceașcă, nu găseai carne, nu găseai lapte, nu găseai... Nu găseai nimic de mâncare, ce să mai... Și acum ne plângem că nu găsim lucrări de doctorat. O să vedeți că o să facă lumea coadă în fața la Biblioteca Națională când o să se audă prin cartier că au băgat doctoratul lui la, la sala de lectură. Oricum, în părerea mea, eu cred că mai bine citești direct lucrarea de unde a copiat ce să citești lucrarea de doctorat, nu? Am glumit, am glumit, domnul Bode. Nu, am glumit, nu vreau să insinuez, doamne ferește, că ați plagiat. Adică vă rog să nu mă dați afară din poliție. Eu am venit aici să vă apăr. Cine se pune cu domnul Bode, se pune cu mine. Și vă mărturisesc că mai mă gândesc la ceva. Dacă până la urmă o să verifice cineva această teză de doctorat al lui domnul Bode și o să descopere că e originală. C -c ce o să se întâmple atunci? Când o să se descopere că nu e plagiat? O să aibă altă problemă acum, domnul Bode. Unde a găsit el timp să scrie o lucrare de doctorat? Originală? Ha? A de la muncă sau ce a făcut? Păi o lucrare de, de doctorat original, oameni buni. Îți mănâncă ani din viață. Ani în care tu ți-ai neglijat datoria față de cetățeni. Oricum ar da, o nu e bine. Uh, mai bine, așa ca sfat Nu știu, eu așa aș face uh, Ar organiza o licitație Din asta cu dedicație Ca să, să mai distragă atenția oamenilor <coughs> Coleguța, ce faci, dragă? Iar vorbesc hai haide, haide că avem treabă Ce s-a întâmplat? Mă, au băgat ăștia lucrarea de doctorat alu Bodeci Că la... Biblioteca Națională acolo Și ce vrei să fac, să citesc? Știi foarte bine că cititul mă doarme. Nu, nu mă cine a zis mă de citit, mă. S-au făcut acolo ambuteiaje, buteaje, Să a lumea și trebuie să mergem. Cu circulația. Haide ca avem nustai. Avem treabă. Hai, hai.